Și începem cu informația momentului. A șaptea victimă a tragediei de la pensiunea Ferma Dacilor a fost găsită de pompieri. Este cea mai nouă informație venită de la Tohani, unde anchetatorii au revenit în urmă cu puțin timp pentru a continua cercetarea la fața locului. S-au conturat și primele ipoteze ale izbucnirii flăcărilor, și anume fie un scurt circuit, fie o defecțiune la centrala termică folosită de pensiune. Pentru mai multe detalii, mergem la Tohani, la colega mea Andreea Crăciunescu. Andreea, te ascultăm. În urmă cu mai puțin de o oră am văzut echipele de criminaliști că s-au întors să cerceteze în teren. Știm că sunt echipe de specialiști veniți și de la București. Vedem chiar acum că încă iese fum din clădirea prăbușită și deteriorată de incendiul violent de ieri. Vedem autospecialele pompierilor și mașina SMURD care sunt acolo pentru a interveni. După cum spuneai și tu, încă sunt căutări pentru ultima persoană dispărută. Vedem deasupra că sunt specialiști, autorități care caută, iar în paralel tot asta sunt așteptate să continue și audierile. Știm că au fost angajați asociați la audieri și urmează să meargă mai departe cu acest proces. Tot mai devreme, în urmă cu aproximativ o oră, am văzut și mașina Insemex că a venit în perimetrul închis pentru a se face aceste cercetări. Vorbim de specialiștii care se ocupă de protecția și securitatea antiexplozivă. Știm că aceștia au acționat și în cazul colectiv. Atunci au venit cu un raport care a spus care sunt cauzele incendiului de la acel moment din club. Între timp și prefectul județului Prahova a spus că va lua măsuri și va demara în curând procesul astfel încât să meargă la toate pensiunile din zonă să se asigure că funcționează conform, pentru că știm această pensiune nu avea autorizație de incendiu, nu se știe dacă avea autorizație de funcționare sau nu, pentru că spunea tot prefectul la Digi24 că a fost la primărie să ceară explicații în acest sens, însă nici de acolo nu a primit un răspuns dacă exista sau nu această autorizație de funcționare. Nici autorizația de construcție nu a existat, au fost în 2019 controle, sancțiuni în acest sens și s-a văzut atunci că nu funcționează cum trebuie, însă era din 2013 construită această pensiune și vedem că până ieri funcționa. Oamenii se strânseseră aici, erau în jur de 26 mai exact în pensiune când a izbucnit incendiul violent. Majoritatea celor care erau aici erau apropiați de-ai proprietarului și veniseră să petreacă Crăciunul. Nu există o autorizație de construire pe acea locație. Singurul lucru care l-am constatat a fost că ei au intrat în legalitate în toamna anului 2020 printr-un raport de expertiză și un certificat de edificare a construcției. Nu am găsit alte elemente, în sensul că primăria nu a știut să-mi răspundă dacă există autorizații de funcționare. Urma să fac această cercetare. Eu am pus întrebările cu privire la existența acestei autorizații de funcționare, dacă există o solicitare, ce s-a solicitat, dacă s-a eliberat această autorizație, să vedem în ce condiții a fost eliberată autorizația de funcționare. În anul 2019 au fost aplicate 6 sancțiuni, au fost făcute la vremea respectivă niște sesizări. Cei reprezentanți Inspectoratului pentru Situații de Urgență au verificat existența documentelor. Una dintre neconformități a fost aceea că la momentul respectiv nu au fost prezentate documente cu privire la legalitatea acelor construcții. Ieri ne-am concentrat cu privire la lichidarea incendiului, la găsirea victimelor. Astăzi vom face această analiză și în funcție de aceste concluzii vom extinde aceste controle la toate pensiunile existente în județul Prahova. Durere fără margini după moartea celor 7 persoane în incendiul de la pensiunea din Prahova. Veniseră acolo să petreacă alături de prieteni Crăciunul. Vestea că s-au prăpădit în flăcări a fost un șoc pentru familie și apropiați. Nu ne așteptam la așa ceva, vă dați seama, de... nu știam nimica despre posibilitatea de petrece timpul liber al fetei în locația respectivă. Ei sunteți rudă... Tatăl unei persoane decedată, nu-i fete, da. Eu am fost sunat de soție la prânz,
că nu mai răspundea fata și cumva să venim încoace că e posibil să fie printre victimele respective. Mărturii cutremurătoare ale celor care erau cazați la pensiunea din Tohani, care a ars o turistă, a povestit pentru Digi24 ce s-a întâmplat în dimineața în care ferma dacilor a devenit o ruină. Și la căsuțe, care au fost date în folosință chiar atunci, că inițial făcusem rezervare pentru clădirea principală. Dar acolo au fost prietenii, rudele, sărbătorii Crăciunul, cu liniște. Spre dimineață am auzit sirenele de la pompieri și de la salvare. Vă dați seama că ne-am trezit. Dar până să ne dezinficim, deja băteau la ușă prietenii noștri, care au spus că arde pensiunea. Am văzut că era un foc destul de extins, un foc violent, un fum negru. Și încercăm să luăm legătura cu autoritățile locale în contextul în care vă reamintesc că această pensiune nu avea nici autorizație de securitate la incendiu, nici autorizație de construcție. Sunt informații pe care le-am aflat în această dimineață chiar de la prefectul județului Prahova. Ei bine, am încercat să luăm legătura cu primarul din Gura Vadului, cel care ar trebui să știe toate aceste lucruri, ar trebui să fie pus la curent. Înțelegem chiar de la primarul de acolo că în aceste momente se află la o ședință în Ploiești. Acolo vorbește cu prefectul județului Prahova, tocmai pentru a-l pune la curent cu tot ce știe despre această pensiune, care vă reamintesc că ars în totalitate, iar 7 persoane și-au pierdut viața. Vom încerca în continuare să luăm legătura cu autoritățile locale, tocmai pentru a afla mai multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo.